Salutare tuturor, Marian Cristian Marin este numele meu, sunt instructor digital de fitness aerobic. Vreau să te întreb pe tine dacă petreci mai mult de 6 ore pe scaun în fața laptopului. Dacă răspunsul este da, acest video este pentru tine, ceea ce înseamnă că este important să aplici ceea ce eu fac în momentul acesta aici, pentru că fac pentru tine ca tu să poți să ai o eficiență mai diferită la birou. Dacă ai angajați care în momentul acesta lucrează acasă, îți recomand să iei anumite decizii în ceea ce îi privește pe ei, pentru că facilitățile pe care tu le-ai oferit la locul de muncă nu le au și acasă la ei. Tocmai de aceea îți recomand să găsești o soluție. Cea mai bună soluție pentru ei ca să fie eficienți pentru compania ta. În ambele cazuri, acest video este pentru tine. Ok? Ce vreau să fac cu acest video este, în primul rând, să spun că dacă petreci mai mult de 6 ore la birou, mușchii se atrofiază. O să ajungi să-ți pierzi mobilitatea. O să ajungi să te doară spatele. O să ajungi să ai o stare de amorțeală în momentul în care tu te ridici de pe scaun. Așa că m-am gândit în felul următor. Cum reușesc eu să aduc valoare acelor oameni care sunt ca tine sau ca angajații tăi? Și mi-am luat un scaun, vreau să fiu exact ca tine în momentul acesta, dar crede-mă, nu după 6 ore, da? Vreau să fiu ca tine în momentul acesta și să găsim o soluție prin care tu să nu depui efort să transpiri, să nu te simți inconfortabil, să depui minimul efort ca tu să reușești să îți ajuți corpul și nu în ultimul rând mintea să se energizeze pentru task-urile, obiectivele sau alte lucruri pe care le mai ai de făcut în ceea ce privește lucratul la birou. Așa că este simplu. Dacă stai în fața unui birou, va trebui să te duci ușor mai în spate. Dacă ești acasă, va trebui să ai un scaun cu spătare. Este foarte important. Vreau să stai, să petreci alături de mine foarte puțin timp, undeva la 10 minute, în care să-ți dau anumite idei, anumite tipsuri, anumite recomandări prin care să reușești să faci ca o zi petrecută în fața laptopului să fie ușor diferită. Bun, dacă ți-am spus ce vom face în această direcție, acum este momentul să acționăm, pentru că vreau să aplicăm ceea ce vorbim. În momentul în care stai în fața calculatorului, umerii tăi se duc către față, ceea ce te face pe tine să stai într-o poziție de genul acesta. Dacă te regăsești, uite ce trebuie să faci. Din această poziție va trebui să ridici umerii spre tavan și să-i duci în spate, pieptul tău venind către față. Bineînțeles că nu o să poți să stai în stilul acesta și o să-mi spui, Marian, dar eu fac asta până uit și mă bag în ce am de făcut și cu siguranță mă voi duce în această direcție, adică în direcția formării unei cocoașe. De aceea îți recomand, eu să stau ușor în lateral ca să mă vezi, recomand să stai în această poziție în fața biroului. Dacă lucrezi acasă, amenajează-ți un loc pentru tine, pentru sănătatea ta, pentru succesul tău pe care vrei să-l ai, nu acum, ci pe termen lung. În momentul în care vei sta așa la calculator, cu siguranță n-ai cum să te mai duci mai în față. Tot arată mai bine decât aici, da? Stau în poziția aceasta sau stau aici, este ușor inconfortabil, dar dacă mă lipesc, atenție, mă lipesc cu spatele de spătarul scaunului, este altă discuție aici. Ok? Aceasta ar fi poziția corectă. Talpa piciorului lipită de sol, evită să stai aici, acest lucru nu te ajută. Lipește talpa piciorului de sol. Ce vreau să-ți mai recomand este să te bagi sub masă cu zona de vadriceps. Acesta este vadricepsul. Dacă biroul tău este aici, evită să lucrezi așa, da? În poziția aceasta, dă-te pe spate, da? Și bagă-te sub scaun. Genunchii tăi, vadricepsul tău să fie sub scaun. Mergem mai departe. Eu spun acum care este poziția ta corectă ca tu să reușești să
eviți durerea de spate și pierderea energiei prin oboseală și prin stres. Da? Stresul nu venit de la task-uri, ci venit de la faptul că te simți epuizat. Din această poziție, având masa cât mai aproape de tine, îmi doresc să pui brațele pe masă, deci tot brațul pe masă și nu doar mouse-ul să se situeze undeva lângă capătul mesei. Nu, vreau să fie brațul pe masă, mouse-ul cât mai departe, iar biroul tău să vină cât mai aproape de pieptul tău. Acestea ar fi câteva mici indicații pe care vreau să ți le ofer în momentul acesta. Vreau să îți dau și anumite exerciții pe care le faci și în următoarele videouri voi veni către tine cu alte recomandări, pentru că ți le dau pe toate acum, crede-mă pe cuvânt că o să le faci odată și a doua oară cu siguranță nu o să-ți mai vină să faci. De aceea uită-te și mâine, uită-te și poimine pe canalul de YouTube Movies by Airfit și o să vezi conținutul care să te sprijine pe tine să te simți bine, că până la urmă asta contează. Ok, bun. Ce vreau acum de la tine este simplu, îți dau fix 5 exerciții, da? 5 exerciții pe care să le faci la birou fără să transpiri. Dacă biroul tău este acolo, merg ușor mai în spate, vin la marginea scaunului, da? Deci nu mai stau pe lipit de spătar pentru că nu mă ajută. Stau la marginea scaunului, vreau să aduc brațele la nivelul pieptului. Coatele nu stau aici, coatele stau ridicate și vreau să mă duc în lateral dreapta, revin, în lateral stânga, revin. În cazul în care tu întâlnești o situație în care îți trosnește spatele, înseamnă că e de bine. De ce? Pentru că îți relaxezi zona de back, da? De upper back, zona de spate sus, unde formezi acea cocoașă de care îți spun. La acest exercițiu îți recomand să faci undeva la 12-15 repetări. 7-8, hai să fie cu soț, 8 repetări în dreapta, 8 repetări în stânga. După ce ai făcut acest exercițiu, vreau să te relaxezi și vreau să lucrăm doar zona de gât. Da? Zona aceasta, aici avem anumiți mușchi și când amorțesc acești mușchi, cu siguranță o să simți tensiune pe zona de ceafă și la un moment dat o să faci exact așa o să faci, da? O să încerci să-ți faci masaj. Atenție, masajul este bun și îți recomand să-l faci când simți tensiune în spate. Dar eu acum vreau să vin cu tine și îți dau al doilea exercițiu pentru astăzi. Pieptul este în față, spatele este drept și vreau să fac exerciții, da, să fac cu umerisii, duc către spate, repetări circulare. Da? Mișc circular acest umăr pe care îl am și pe care îl duc către spate. Avem undeva la 10 repetări. După ce facem aceste 10 repetări, îți recomand, atenție, să vii și în față, ca să nu neglijezi partea, adică să fie un echilibru în tot ceea ce faci. Ok? Mergem mai departe. După ce am făcut cele 10 repetări, mă relaxez, cutur brațele, da? Merg mai departe. Vreau să-ți mai trec la al treilea exercițiu. Îți zic un număr de 10 repetări, pentru că tu poți faci 15, tu poți faci 20. Ideea este să faci până te simți tu că nu mai ai acea presiune pe corp, că corpul a stagnat timp de 6 ore, dau un exemplu. Și îți recomand să faci asta din oră în oră. Da, aceste 5 exerciții pe care ți le dau astăzi. Mergem mai departe, brațele, da, la nivelul umerilor, vreau să se ducă spre tavan și revii ușor. Mă duc spre tavan, am revenit ușor. Inspiră, expir. 1, 2, 3, 4, cobor și revin spre tavan. Spatele, atenție, este în continuare drept. Evită să stai aici, da? Acest lucru pe tine nu te ajută că formezi cocoașa și în timp vei forma cefoza și vei scăpa ușor, ușor provocatoare cefoza și vei scăpa cu multe terapii și exerciții. Okay? Al treilea exercițiu. Mergem la al patrulea exercițiu. De data aceasta vreau să mă ridic pentru că o să-mi amorțească fundul și cred că nu-ți convine lucrul acesta.
Talpa este lipită de sol, atenție, nu bag sub mine, să stau pe vârfuri, duc ușor mai în față și vreau acum să mă ajut, vreau să mă ridic de pe scaun. Mă ridic de pe scaun și mă las de unde am plecat. Atenție, dacă e scaun cu roți, îți recomand să pui mâna sau să te ajuți de scaun, da? Deci pui mâna și te-ai dus pe scaun, pentru că vreau să evităm o accidentare. Mă ridic și m-am lăsat. Exerciții simple, exerciții care nu presupun un efort extraordinar de mare, pentru mine personal nu. Dar dacă tu stai înțepenit undeva la 4, 5, 6 ore, o să vezi că vei simți aceste exerciții și, în primul rând, cum le vei simți? Te vor ajuta, că, până la urmă, în direcția aceasta vreau să merg, să te ajute aceste exerciții ca tu să-ți îmbunătățești starea, să adungi oboseala și să nu lași stresul să facă, să-și facă cuib în starea ta. Stop! Bravo, bravo, bravo! Vreau să merg mai departe. Te-ai ridicat de pe scaun. Vreau acum să mă îndepărtez de scaun. Vreau ca brațele mele să se ducă pe scaun, atenție, spatele este drept și vreau să mă las, dar capul este între brațe și vreau să mă ridic, dar nu de tot, atenție, mă las și m-am ridicat. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, super. Hai cu mine. Inspiră, expiră. Inspiră, expiră, inspiră, expiră. La acest exercițiu îți recomand la fel, undeva la 10-15 repetări să faci, dar acum vin cu un bonus față de tine și anume să le repeți. Dar după ce ai făcut o rundă, du-te și în a doua rundă. Dă-i acest video mai de la început, dacă nu-ți mai aduce aminte exercițiile și fă-le. Îți recomand să dai aceste exerciții și altor colegi de-ai tăi. Îți recomand să repeți aceste exerciții pentru că beneficiul posibil să-l simți pe moment, dar beneficiul pe termen mediu și lung îl vei simți doar dacă te vei ține de un șir de zile în care să faci aceste exerciții. Și sincer, ne-a luat undeva la 5 minute să facem asta. De ce nu mai faci asta în fiecare zi? Puneți această întrebare și poate vei găsi o stare, pentru că noi avem nevoie de o stare, prin care să instalăm un obicei. Iar dacă ți-a plăcut acest video și ești angajator, da, sau deții o firmă cu angajați și ții la ei și vrei să producă și vrei să aducă rezultate în compania ta, oferă-le aceste facilități. Facilitatea de a te simți bine mental și fizic. Pe lângă bonusurile financiare pe care le dai și multe alte lucruri, îți recomand să introduci această ramură în viața lor. Este super simplu, poți să dai acest video sau celelalte videouri pe care le vezi pe canal de YouTube Movie Inspired Fit. Poți să intri în legătură cu mine și fac un program special pentru angajatul tău, filmat, îl va vedea cine va vrea să facă cu adevărat și cine va vrea să producă rezultate. Aici nu vorbim de rezultate din punct de vedere al slăbitului sau al kilogramelor în plus, eu vorbesc din perspectiva faptului că tu sau angajații pe care tu îi coordonezi lucrează la birou mai mult de 6 ore. Gândește-te la beneficiile pe termen lung și anume că poți să aduci avantaje constructive în viața ta și în viața clienților tăi. Ne vedem în următorul video. Până atunci, felicitări dacă ai făcut alături de mine, dacă doar te-ai uitat, sper că ai avut popcornul cu tine, glumesc. Marian Cristian Marin este numele meu, sunt instructor digital de fitness aerobic. Ne putem vedea pe Facebook, pe LinkedIn, pe TikTok, pe Instagram, dar atenție, dacă ești pe acest canal, abonează-te și trimite acest video către gașca ta, către colegii tăi, să putem, atât eu cât și colega mea pe zona de nutriție, să ajungem la cât mai multe persoane dornice să aibă un stil de viață diferit. Atenție!